emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat intenția și dorința de a veni în fața dumneavoastră și de a vă prezenta proiectele și viziunea pe care o au pentru a dezvolta comunitatea pe care își doresc să o reprezinte, asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi ne canalizăm atenția asupra a ceea ce se întâmplă în orașul Hațeg, iar pentru a vedea care sunt proiectele invitatului meu de astăzi, alături de mine este domnul Nicolae Timiș, candidatul PMP pentru funcția de primar al orașului Hațeg. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am găsit! Deja au trecut câteva zile din această campanie electorală, sunteți în mijlocul hațeganilor, ați avut destul de multe întâlniri cu oamenii și cred că ați putea de fapt să trageți așa o concluzie în urma celor discutate probabil cu oamenii și cam care este atmosfera în Hațeg în această perioadă? Deci este o atmosferă de campanie electorală, cu bune și cu rele. Sigur, le vom spune și pe cele bune și pe cele rele. Vreau să vă spun că am preferat să trec pe fiecare stradă, pe fiecare scară de bloc, pentru am întâlnit cu cetățenii și sigur că a le lua problemele de care se izbesc zi de zi. Sigur, din păcate, unele constatări sunt dureroase. Dureroase că sunt mulți oameni în vârstă, sunt mulți oameni bolnavi, sunt mulți oameni pe care nu-i ajută nimeni. Cum nu-i ajută? Unii nu se pot deplasa, au probleme de mobilitate, sunt singuri. Unii au nevoie de sprijin în întocmirea anumitor acte. Din păcate, nimeni nu-i bagă în seamă. Primăria ar fi și ar trebui prin serviciu social, pentru că există o direcție socială, să cunoască toate problemele la fiecare cetățean din oraș. Aici mă refer la problemele sociale. Primăria ar trebui să-i ajute, primăria ar trebui să intervină ori de câte ori poate sprijini pentru întocmirea unor dosare de care au nevoie persoanele acestea. Sigur, lucrurile derapează într-un anumit sens. În Hațeg, din păcate, nu cred că în alt oraș din județul Hunedoara s-au întâmplat asemenea lucruri. S-au făcut multe vize de flotant și s-au făcut, toată lumea știe, cu un singur scop. Este o chestiune legală până la urmă. Sigur, atâta timp cât ele sunt făcute corect. Adică nu înainte de campania electorală. Și de ce spun acest lucru? Și argumentez. Pentru că sunt făcute cu 2 luni înainte, în mod special pentru a avea drept de vot în Hațeg. Sunt cetățeni care nu stau în Hațeg și care nu vor sta niciodată, care fac un singur lucru. În 9 iunie merg la vot și votează pentru cine i-a trimis să-și facă viza de flotant. Deci necazul e că în spatele acestor oameni stau niște interese. A spus că era normal în altă perioadă, sigur că era normal în altă perioadă și recunoaștem, dar acum este un singur scop și nu folosesc cuvinte mari, să știți, singurul scop este de a frauda alegerile. Pentru că nu este corect să vină niște cetățeni care nu plătesc impozite și taxe în Hațeg, care n-au absolut nimic cu administrația și doi, nu să stabilească cine este primarul pentru următorii 4 ani. Vreau să vă spun că sunt făcute vizele de flotant, avem informații și nu vorbim aiurea. Sunt făcute, deci aveți dovezi pe, în acest sens. Da, sigur, sunt făcute pe apartamente, putem să dăm numărul la apartamente sau la case în momentul în care vine cineva. Sunt făcute pe apartamente, sunt făcute pe case proprietate privată.
Vă dați dumneavoastră seama, într-un apartament de două camere sau în un apartament de trei camere sunt câte 10 oameni. Ei trebuie să dea o declarație în conformitate cu legile în vigoare că locuiesc minim 15 zile acolo. Din păcate, nimeni nu se duce, nimeni nu verifică acele adrese și să vadă că într-adevăr locuiesc acolo și nu scopul este cel care îți spuneam mai înainte, adică de a fraudă. Puteți face probabil și o sesizare în acest sigur, pentru sens. Noi... Vă reamintesc că aceasta este o emisiune electorală de promovare, așadar da. Este bine să discutăm și despre intențiile pe care le aveți dumneavoastră dacă în data de 9 iunie cetățenii orașului Hațeg vă vor oferi votul de încredere. Așadar, cred că e bine să ne canalizăm atenția puțin mai mult înspre partea aceasta de proiecte și viziune da, pe care o aveți. Da, ne vom duce și acolo și spuneți bine, dar trebuie să știe cetățenii din Hațeg că acele vize sunt făcute și o repet fără să greșesc, sunt făcute să fraudeze și că trebuie să iasă masiv în 9 iunie la vot de așa manieră încât să anuleze încercările de fraudare a alegerilor din Hațeg. Pentru că am spus, este păcat să vină un primar votat de niște oameni care n-au nimic comun cu Hațegul și sigur merge mai departe și dumneavoastră a spus bine și asta vom face. De ce ați ales, domnule Timiș, să intrați din nou în această luptă electorală, să-i spunem, în această competiție electorală, că nu este neapărat o luptă, având în vedere că ați fost primarul acestui oraș, de ce vă doriți acum din nou această funcție? Haideți să vă spun un lucru. Înainte de a intra în această competiție, m-am întâlnit cu mulți cetățeni din orașul Hațeg. Nu vreau să vă spun, există o nostalgie a perioadei în care eu am fost primar. Există o nostalgie în ce sens? Pentru că orașul era curat, pentru că investiții s-au făcut foarte multe pe fonduri europene, deși era o perioadă de început, pentru că în instituțiile care erau în subordinea noastră, lucrurile mergeau normal și firesc. Adică fiecare funcționar își făcea treaba. Pentru că eu vreau să vă spun, un lider adevărat nu separă oamenii. Un lider adevărat adună oamenii împreună ca să facă treabă. De fapt, scopul meu este și venirea mea să candidez din nou este ca Hațegul să-și regăsească culoarea, ca Hațegul să meargă înainte. Din păcate, eu spun fără nicio supărare, indiferent care din contra candidații mei mă aud, Hațegul a stagnat o perioadă mare. Investiții mari nu s-au mai făcut în orașul Hațeg. Cred că administrația publică în orașul Hațeg are nevoie de altceva. Are nevoie de un om care este pregătit, care știe să absorbă fonduri europene, care știe să păstreze o anumită disciplină, care știe să dea totul pentru binele și folosul cetățenilor din Hațeg. Sunteți dumneavoastră acest om? Și vă spuneam, îi lăsăm pe cetățeni în 9 iunie să spună. Eu cred că oamenii știu că eu sunt acel om pentru că mai știu un lucru extrem de important și este și sloganul meu de campanie electorală, că Timiș ce promite și face. Deci nu vin cu sloganuri, vin cu lucruri practice, lucruri realizabile în următorii ani și care, vă spun, sunt în folosul cetățenilor din Hațeg fără nicio problemă. Nu vin cu proiecte futuriste. Pentru că a veni, se poate spune, vreau să vă spun că în Hațeg, ca de fapt în toată România, acum curge lapte și miere. Din păcate, nu este așa. Oamenii știe, trebuie să știe să separe apa sau neghina de grâu, apa de nămol. Și eu cred că hațeganii au văzut pe toți cei care suntem candidați și știu ce au de făcut. Am încredere că ei vor vota în 9 iunie Nicolae Timiș și echipa sa. Haideți să vedem și care este strategia pe care ați pus-o la punct pentru următorii 4 ani, dacă hațeganii vă vor oferi votul de încredere. De ce are nevoie Hațegul? Deci vreau să vă spun că Hațegul are nevoie de mai multe lucruri. Și în primul rând, noi ne-am făcut o strategie
pentru Hațeg și o strategie pentru fiecare sat în parte, pentru că așa este normal și firesc. Să le spunem hațeganilor ce facem pentru Hațeg, să le spunem celor din satele care compun orașul Hațeg, ce gândim și ce, cu ce proiecte venim pentru fiecare comunitate. În primul rând, în Hațeg, și vă spun cu sinceritate, toată lumea știe, toată lumea promite, din păcate n-a făcut nimeni nimic, decât Timiș a făcut jumătate din centura care traversează la ora actuală orașul Hațeg, jumătate din păcate din centură a stagnat. Vin cei lanși și spun că ei știu și că vor face, deși au avut 12 ani la dispoziție, nu s-a mișcat un pai. Iacă și acesta este un motiv pentru care vin. Vin cu experiența necesară, știu cum se face o centură, știu demersurile care trebuie făcute și fac pașii necesari pentru realizarea ei. Pentru că vreau să vă spun, ea nu mai este un lucru care se poate întâmpla nu știu câți ani. Ea este de strictă actualitate. De ce spun acest lucru? Știe toată lumea că Hațegul este la răscruce de drumuri. Știe toată lumea că o parte din trafic greu traversează o jumătate din Hațeg. Eu vreau să vă spun că am fost pe acele străzi și toți oamenii acest lucru mi l-au cerut. Vă rugăm, faceți centura, ne crapă casele, pericol de accidente, ne deranjează copiii, ne deranjează somnul, traficul este infernal și de aceea l-am pus ca și o prioritate pentru cetățenii din Hațeg. Chiar și în pliantul pe care ni l-ați adus și pe care cred că îl distribuiți în mare parte din oraș și din satele aparținătoare, este aici chiar pe locul 1 această realizare în regim de urgență, spuneți dumneavoastră aici, a centurii ocolitoare a orașului. Pentru că, într-adevăr, cum spuneam înainte, este nevoie de ea făcută rapid, pentru că sunt niște pași. Pași care nu se fac peste noapte. Dacă nu demarez imediat după ce am câștigat alegerile locale, ea întârzie. Și de aceea am pus-o în regim de urgență. Sigur că venim cu altele. Am stabilit o prioritate. O prioritate sunt crearea de noi locuri de muncă. Toată lumea spune, facem locuri de muncă. Noi venim și spunem că primarul nu poate crea locurile de muncă, dar primăria poate să facă facilități investitorilor care vin. Și pentru asta ne-am gândit un parc industrial. Ce presupune un parc industrial? Lucrurile sunt clare. Ați identificat și zona unde ar putea sigur fi că, da, sunt două zone în care poate. Una este platforma de la Oraca, deși ea este privată, se poate cumpăra, achiziționa și are toate utilitățile. A doua este în zona târgului de animale, unde la fel, unde este proprietatea noastră și se pot aduce toate utilitățile de așa manieră încât să le creeze acele facilități celor care vin să investească în Hațeg. Și un lucru extrem de important aici, poate de multe ori nu este suficient numai să-i asiguri terenul, numai să-i asiguri utilitățile. Poți să vii și cu facilități fiscale, în care, prin care să-l încurajez pe investitor să vină în Hațeg. Eu cred că dacă oferi aceste facilități, investitorul se gândește de două ori și cu siguranță vor veni. Se vor crea locuri de muncă pentru cetățenii din orașul Hațeg și în același timp primăria, administrația publică câștigă bani. Bani din impozite, bani din chirii care vor veni. Deci, practic, primăria câștigă de două ori. De aceea am pus pe locul 2 crearea de noi locuri de muncă. Și sigur că mergem mai departe. Se vorbește mult de zona centrală a Hațegului, că există un proiect, că în zona centrală a Hațegului se fac parcări subterane, că eu cred că amenajarea zonei din centrul orașului Hațeg este și trebuie să se facă în jurul vegetației existente, pentru că există un parc
Și de așa manieră trebuie gândită reamenajarea zonei centrale, încât niciun copac de acolo să nu fie scos sau să nu fie tăiat. Sau... De ce spun acest lucru? Pentru că v-am spus, spun unii că ei au un proiect, dar proiectul știu și eu, din păcate se defrișează o mare parte din parc, și îmi spunea cineva și spunea unul dintre contracandidați mei că replantează copaci. Oare nu pot să replantez copaci de 40 sau de 50 de ani? Deci orice, și noi așa o gândim, amenajare a zonei centrale și a parcului trebuie să se învârtă în jurul vegetației existente. Că din păcate, părculețul acela și încă unul care se numește Parcul Copiilor, numai aceste zone verzi există în Hațe. Deci vă gândiți să extindeți tot ceea ce ne gândim și avem soluții și venim cu soluții, vă spun, extrem, extrem de bune pentru zona de acolo. Pentru că am vorbit cu mulți oameni care știu ce au de făcut acolo și vor face numai cu avizul nostru și după o consultare cu cetățenii. Pentru că nu este corect să reamenajezi parcul central fără să te consulți cu cetățenii. Nici noi, ca și consilieri locali, nu știm cum gândesc să reamenajeze. De aceea noi venim și spunem concret cum vrem să-l facem. Sigur că ne-am dus mai departe pentru că în Hațeg și nu numai în Hațeg se simte nevoia de meseriaș. Pentru că meseriașii sunt pe cale de dispariție. Sunt pe cale de dispariție pentru că sunt îmbătrâniți, sunt pensionari și mulți sunt plecați dincolo pentru că n-au găsit locuri de muncă aici. Degeaba vrei să-i mai întorci, cei care s-au stabilit de 5-6 ani nu mai vin în România. Și atunci trebuie să înființez o școală de meserii. Venim și în folosul celor care vin și investesc în Hațe și își fac o afacere în parcul industrial, venim și cu forță de muncă calificate. În toate zonele în care găsim că este nevoie de meseriași, vom putea califica în această școală, îi vom putea califica pentru meseriile în care pot veni investitori în orașul Hațe. Să pun naște și unele parteneriate între sigur anumite firme, da, și această sigur școală. Sigur, și ele există unele, dar trebuie extinsă la toate meseriile de care sunt nevoie în orașul Hațe. Și avem o clădire. Avem o clădire mare și nu numai, mai multe clădiri, de fapt, la fosta școală generală 1, care are utilitate la ora actuală nici de 10%. Plus, ea va fi reabilitată. Și atunci mi se pare corect și normal să vii să spui ce vei face în această clădire. Ea se pretează, fiind fostă școală, se pretează pentru această școală de meserii. Deci, iată că venim și cu forța de muncă care v-am spus mai înainte, în sprijinul celor care doresc să investească în orașul Hațe. Sigur că s-au spus multe lucruri despre baza sportivă, din păcate în afară de ce am făcut eu, două terenuri de tenis, am reabilitat și am construit încă o clădire pentru vestiare, nu s-a făcut nimic. Povești multe și frumoase că reabilităm baza, că am dat-o nu știu unde, din păcate nu s-a întâmplat absolut nimic. Este o bază sportivă, cu regret o spun, care este lăsată în paragină. Atunci s-au mișcat lucrurile, de atunci au înghețat. Aveți planuri și în ceea ce privește această bază sportivă? V-am spus și vă repet, baza sportivă trebuie să existe și trebuie reabilitată. Ea există, dar trebuie făcute tribune, trebuie făcute vestiare, trebuie împrejmuit, trebuie făcute alte terenuri acolo, pentru că acolo unde există, ea trebuie reabilitată. Adică e bine poziționată din toate punctele de vedere, dar că trebuie reabilitată. Vă spun cu certitudine și cu siguranță că noi vom face acest lucru. V-am spus numai câteva și o să spun în continuare de
sau strategia pe care o gândim noi pentru orașul Hațeg. Iată cu ce lucruri venim în fața cetății. Până acum ne-ați spus ce vă doriți în linii mari pentru orașul Hațeg. Spuneam și puțin mai devreme și dumneavoastră spuneați acest lucru, că mai sunt și sate care sunt aparținătoare acestui oraș. Aveți proiecte și pentru acestea? V-am spus că avem proiecte pentru fiecare sat în parte și cu permisiunea dumneavoastră o să spun în a doua emisiune. Acum vreau și o să vă rog frumos să mă lăsați să mă duc pe Hațeg pentru că sunt mai multe lucruri de spus. Perfect. Și vreau să le spun cetățenilor din Hațeg mai departe ce gândim noi. Sigur că nu numai astăzi strategia pe care o propunem ea este în linii mari. Avem lucruri mult, mult mai amănunțite de făcut în Hațe. Sigur, s-a vorbit mult de castelul din Nalaț. El este monument istoric, din păcate pe nimeni n-a interesat faptul că este monument istoric. Vreau să vă spun că eu am reușit să-l întabulez pe cale legală în momentul în care am fost primar. Și am reușit să-l și conserv într-o anumită măsură. Din păcate, după ce am plecat eu, cei care se credeau proprietari au atacat în instanță hotărârea prin care am întabulat, deși am respectat toată legea în materie, adică am declarat moștenire vacantă, așa cum spune legiuitorul, am lăsat 6 luni de zile în eventualitatea că să găsesc moștenitor, n-a venit nimeni, n-a revendicat nimic și am făcut procedura pe care ne-o spune legiuitorul, ne-am întabulat cu clădirea. După un an sau doi ne-am pomenit că au venit niște pretinși moștenitori și care ne-au dat în judecată. Eu am închis toate intrările în castel, am reparat șarpanta, am reparat tot și sigur primăria s-a judecat mulți ani, de vreo 2 ani de zile s-a câștigat clădirea. Nu oprea nimeni administrația locală să conserve în continuare clădirea, parcul și tot ce este, pentru că sunt 12 hectare de parc. Mulți nu știu că el se poate reabilita și că va fi o axă pe porul care începe și că trebuie avizul de la cultură, dar trebuie numai pentru clădirea castelului, că în jur nu sunt celelalte clădiri monumente istorice și ce presupune avizul de la cultură? Că păstrez arhitectura pe care a avut-o monumentul istoric, adică refaci exact cum a fost. Avizul se dă fără nicio problemă și am spus condiția este să respect. În rest, vis-a-vis de parc, el nu mai este un parc valoros. De ce? Pentru că în anii în care am plecat eu, ba nu s-a mai alimentat lacul. Mulți nu știu că acolo a fost un lac. Și că există groapa, apa nu mai există pentru că nimeni n-a mai adus-o în acel lac și că a secat, că el era alimentat și că se poate reface, că nimeni n-are cu tine treabă că refaci ceva ce a existat. A existat o bază sportivă. Nimeni nu știe că acea bază sportivă poate fi refăcută. Nu afectez cu nimic parcul, adică faci în zona în care este permis. Și noi am venit cu lucruri extrem de interesante. Reabilitarea castelului, alimentarea lacului cu apă, refacerea bazei sportive și am venit cu un lucru interesant. Cred că de ani de zile se tot povestește de un bazin de înot. Un bazin de not unde se permite legal, nu îl punem în zona de strictă proximitate a castelului. Ați identificat o sigur că avem de terenul acolo, sigur pentru că eu îl cunosc foarte bine. Pentru că eu cred că am fost sute de ori în momentul în care a fost primar. Mai mult decât atât, am fost director la spital și la un moment dat ne-a aparținut castelul pentru că a fost o secție de neuropsiatrie. Și am vizitat prin natura funcției extrem de multe ori. Deci știm exact unde se poate face acel bazin de înot.
Știm exact ce și cum vrem să-l facem. Pentru că vrem să facem un bazin de not prin care să-l încălzim apa în perioada rece cu celule solare, de așa manieră încât să reducem costurile și în mod automat prețul biletelor, da? Ei, ne-am gândit lucrurile și mai departe să-l putem folosi vara. Cum să-l folosești vara? Lucrurile sunt iară simple pentru că tehnologia a evoluat. Venim cu un acoperiș retractabil, da? Vara se retrage acoperișul și rămâne ștrand. Și poți să-l folosești atât vara cât și iarna. Deci ați identificat și sursele de finanțare pentru aceste proiecte? Sigur că unele dintre ele sunt destul de ambițioase. Sunt ambițioase, dar vreau să vă spun că sunt rezonabile și că nu te duci în zona milioanelor de euro. Deci realizarea bazinului de not, să știe toată lumea că se face prin CNI. Reabilitarea, Compania Națională de Investiții. Sigur, reabilitarea clădirii, cum spuneam, fiind monument istoric, se face prin axa care va fi din august pe ADR-ul. ADR-ul vest, la care suntem și noi, județul Hunedoara. Iacă că putem să le facem și să le amenajăm. Sigur, dar lucrurile trebuie începute de a doua zi, cum am spus, și demersurile făcute. Pentru că există un principiu pe absorpția de bani acum. Fiecare axă are un plafon, n-are sume nelimitate. Primul până venit, să... primul servit. Sigur că da, până se trezește primarul de nu știu unde, până învață cum merg lucrurile, au luat-o alții înainte și dumneavoastră a spus extrem de bine și de corect, primul venit, primul servit. Depui proiectul, el este eligibil, primești finanțarea și te duci mai departe. Deci de aceea trebuie făcut pașii de așa manieră încât să iei avizele toate pe care le ai nevoie și de la monumente și de mai departe prin care ai nevoie și că trebuie să te duci înainte și trebuie să obții fondurile. Deci lucrurile eu zic că sunt extrem de clare și noi știm și eu știu, vă spun cu sinceritate ce trebuie să fac și asta voi face. Mergem mai departe. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Sigur că da, mergem mai departe, pentru că tot vorbim și am spus-o și trebuie să o spun, trebuie cetatea Hațegului reabilitată. Și de ce trebuie acest lucru? Pentru că este un monument istoric important pentru Hațeg. Am spus un lucru și repet și știu ce trebuie să fac și o spun din nou. El nu este în perimetrul nostru, nu este proprietatea noastră, în schimb noi avem pădure, putem să facem schimb cu Rom Silva și să-l trecem în proprietatea noastră, pentru că reabilitarea presupune în mod automat să fie proprietate. Dacă nu este proprietate, nu poți obține fonduri. Nimeni n-a făcut niciun demers în acest lucru, tot să învârt, nu știm. Știm exact în ce zonă este, știm pașii care trebuie făcuți, știm cum poate fi făcut schimbul, o trecut în proprietatea primăriei și se poate reabilita. Iarăși vreau să vă spun un lucru extrem de necesar pentru Hațeg. Există o gară de 120 de ani. Sigur, ea este proprietatea CFR-ului. Mulți o să zică, dar nu te poți atinge de ea. Ba da, poți să concesionezi în condițiile în care este concesionată, că proprietate poate va fi mai greu să-ți o deie CFR-ul, că la ei lucrurile merg mai greu un pic. Și atunci ca să le grăbești... Mai cu întârziere, așa. Sigur că da, o concesionezi și până în subcetate parțial linia există, șină există câte vreți din dezafectări, la fel traverse există câte dorești de tot de la CFR-ul din dezafectări și eu vă spun că în maxim 2 ani ea poate fi funcțională. Sunt 3 km jumate până în subcetate în pe care este un început, dar pe care poate merge o mocăniță și poate fi o atracție turistică fantastică pentru Hațeg. Pentru că hațeganii au nevoie de turiști. De ce? Vin mulți bani
la cetățeni, cetățenii plătesc impozite și taxe, vin mulți bani în comerț, care rămân în oraș, la care iară să plătesc impozite și taxe. Deci dacă oferim monumente istorice, dacă oferim o mocăniță pe 3 km jumate pentru început, vin este și resursele un câștig financiare. Sigur că da. Suntem la final de emisiune. Domnul Timiș, o să vă rog să transmiteți un mesaj tuturor celor care ne urmăresc din zona Hațegului în special. Vă rog. Dragi hațegani, în 9 iunie vă invit să mergeți la vot. Vă invit să mergeți la vot pentru că v-am spus la început. Există tot felul de tendință ca alții să fure votul în Hațeg. Veniți la vot, votați dumneavoastră când nu pot să fure ei. Vă îndemn să ieșiți la vot pentru că Timiș ce promite și face. Mulțumesc! Vă mulțumesc tare mult, domnule Timiș, că ați fost alături de noi. Mult succes vă doresc și să ne revedem cu bine, cu siguranță, în perioada următoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!